Bună tuturor! Vă arăt astăzi cum am lucrat această steluță 3D lucrată cu tehnica peyote și herringbone aici pe canturile acestea luate câte două mărgeluțe. Sunt niște pătrate prinse aici pe razele acestea. Se deformează aceste pătrate și se prind, dând această formă spațială de steluță puțin bombată. Am nevoie de mărgeluțe Miyuki Delica numărul 110 în 4 culori. Am roșu acesta opac red, alb white pearl, auriu acesta muscat galvanized și verde eu am dyed opac Kelly Green. Găsiți în descriere toate detaliile, puteți înlocui cu alte nuanțe după cum aveți. Folosesc ață Fireline 6LB cristal, ac numărul 11, o foarfecă și pentru umplutură niște hârtie folie alimentar. Să avem spor. Foarte mică și delicată, am ales să-i pun un șnur pentru a fi purtată pandantiv. Eu mai am pe canalul meu de YouTube un alt model de steluță cu pietre cristale biconice intercalate în țesătură. Este un model foarte frumos și acela. Uitați-vă și acolo și faceți și ornamente pentru brad. Această steluță e destul de mică, dar poate fi mărită și se poate folosi la bradul de Crăciun. Acesta e desenul. Să vă arăt cum se citește. Razele care se fac cu tehnica herringbone câte două mărgeluțe odată. De exemplu, acest rând galben, una galbenă sau aurie, una albă, una verde și aici pe cant sunt două aurii. Astfel se citește, pe laturi modelul e diferit, chiar și razele au culori diferite, se schimbă culorile. Deci etapele de lucru, se lucrează 5 pătrate care se deformează pe măsură ce cresc, iar îmbinarea se face între ele. Pe două laturi pătratele acestea deformate se lucrează încă un rând pentru a se putea îmbina unul cu altul în zigzag în stil fermoar. Iar la ultimul rând se pune doar câte o mărgea în vârf și în centru, bineînțeles. Să începem. Am introdus în ac aproximativ 50 de centimetri ață. Îmi ajunge pentru un pătrat și voi lua 4 mărgeluțe aurii notate cu G de la galben sau gold și le prind pe acestea la capătul firului într-un cerc și le strâng bine cu două noduri, mai întâi unul dublu și apoi unul simplu. Acest capăt mă ajută să-l mai țin la început cât este piesa mică, apoi îl voi tăia. Și încep acest următorul rând cu două mărgele albe, herringbone, la următoarea mărgea galbenă, apoi două aurii, două albe, și două aurii, aici la
ultimul grup de două adăugate, se trece la următorul rând prin două. Mărgeaua aceasta aurie și următoarea albă, astfel. Se pășește la următorul rând prin două mărgele odată. Apoi cel de-al treilea rând, am acum două mărgeluțe aurii și încep țesătura pe iote cu câte o mărgea albă adăugată pe fiecare latură. Și toate colțurile cu câte două aurii. Una albă, două aurii, iarăși una albă, două aurii, gold și ultima mărgea, trec la rândul următor. Pășesc prin două mărgele odată. Așează bine și trec la următorul rând cu două mărgele aurii, una albă și una verde. Apoi două aurii herringbone și pe cealaltă latură invers, se adaugă verde mai întâi și apoi alb pentru a fi simetric. Sunt două laturi la fel și două diferit, două câte două. În vârf două aurii și acum pe latura aceasta inversa mai întâi alb, să fie simetric, două câte două alb și verde. Iar două gold, verde și ultima alb în sus prin două odată. Cel de-al cincelea rând urmează două mărgele albe, delica de 11. Apoi una albă, una verde și iar una albă. Apoi în vârf aici două aurii. Voi păstra pe această ratură, pe cant va veni o porțiune doar aurii și aici și aici, iar în partea de jos și de sus de aici cu câte două albe, iar laturile un alb, un verde, un alb. Voi lucra fără cameră și revin la următorul rând. Iată, ultima mărgea de pe acest rând albă. Pășesc prin două odată, trec astfel, apoi adaug la următorul rând două mărgele roșii, ca să vedeți pe desen. Îmbinarea se face pe aici, sunt la rândul acesta roșu, acestea două de culoare roșie,
roșu, alb, verde, alb, verde, auriu. Am una albă, deci una verde, una albă, una verde, iar aici păstrez două aurii, la fel. Iar pe partea cealaltă, invers, voi avea. Deci, o mărgea verde, simetric față de cealaltă latură. Alb, verde, alb, iar în vârf roșu, schimb culoarea față de cealaltă care era alb. Și acum, la fel ca această latură, mai că în sens invers, o mărgea albă, una verde, una albă, una verde, în vârf pe această parte două aurii sau galbene și iarăși am verde, alb, verde, alb, ultima de pe acest rând. Cum pot să tai acest capăt de ață? Puteți și arde capătul acela și apoi acest rând cu roșu, rândul al șaptelea, încep cu două mărgeluțe de culoare roșie. Iarăși una roșie. Una verde. Iarăși verde. Verde. Una albă, și în vârf acum schimb și pe această rază și pun în vârf două mărgeluțe roșii. Cobor în sens invers, simetric, acum am invers una albă, trei verzi și una roșie. Cea de-a treia, a doua verde și a treia, apoi una de culoare roșie, în vârf două, odată roșii, iar pe această latură, invers decât aici, încep cu roșu, verde, 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 ultima de pe acest rând de culoare albă, iau două mărgele de culoare roșie, apoi alb, una verde,
a doua și a treia de culoare verde, o mărgea delicat de culoare roșie și trec la următorul rând prin două dată de culoare roșie. Aici e partea de mijloc a steluței și următoarea mărgea voi face doar două laturi. Doar pe două laturi lucrez pentru îmbinarea acestor pătrate și în vârfuri doar câte o mărgea. O mărgea aurie, una roșie, iarăși una roșie, una verde, scuze, una verde, deci două în total de culoare verde, una albă și una roșie. Iar în acest vârf am o mărgea, nu două dată, doar una de culoare roșie. Și simetric mai am această latură doar, adaug o mărgea roșie, prind aceasta albă, apoi o mărgea de culoare albă, una verde, iarăși verde, apoi roșu, roșu și ultima de culoare aurie. Celelalte două laturi rămân așa, necompletate cu ultimul rând. Trec puțin prin mărgele să întăresc, să asigur să nu se desfacă. Prin următoarele pe aici, astfel încât să nu se vadă firul înainte și înapoi, de două ori să întăresc bine. Apoi trec iarăși în vârf. Și am terminat una din piese, din părțile stelei. Sunt 5 astfel de pătrate deformate. Dați încă 4. Am lucrat la fel. Aceasta este ultima. Voi îmbina cu o altă parte din aceasta. Vedeți că se poate îndoi și așa și așa în toate părțile. Trebuie așezată astfel încât să fie partea dinspre cant, spre margine, aurie. Așa. Și atenție la model. Acum încep să prind în zigzag. Vedeți cum se îmbină de frumos fermoar. O să le prind în ordinea inversă acel lor de ceasornic și am firul aici pe partea dreaptă, prind pe stânga doar în capăt acestea primele două, astfel trecând prin mărgea de două ori pentru să asigur bine. O dată și încă o dată. Apoi în zigzag. Am această mărgea roșie de pe dreapta, apoi cea roșie de pe stânga, roșu dreapta, verde stânga, verde dreapta,
acum stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, apoi strâng bine și le îmbin. E perfect îmbinarea fără a se vedea firul de ață, iar aceste două mărgele următoare le prind tot așa cum am început prin ele, una lângă cealaltă prinse astfel, iar în vârf va fi doar o mărgea, una singură, trec prin ea și prind pe cealaltă parte câte două. Acestea două de culoare roșie. Și apoi continui la fel până în mijloc și celelalte le prind pe toate una după alta, iar apoi în mijloc. Iată, am îmbinat cele 5 piese. În vârf o parte este cu două mărgeluțe în vârf, iar cealaltă doar cu una. Se îmbină perfect și voi umple cu folie alimentară. Introduc cu ajutorul foarfecii. Mai trebuie umplutură. Și apoi închid de tot. Procedez la prinderea celor 5 mărgeluțe aici aurii din mijloc mai întâi. Închid bine. Și apoi în sus și pe spate. Și acum tortița, o agățătoare lucrată cu tehnica herringbone. Firul meu iese pe aici prin acest vârf. Voi lua două mărgeluțe și le prind de această ultimă mărgeluță și apoi trec printr-una. Și în continuare adaug câte două mărgele. Și trec pe cealaltă parte prin două. Astfel. Iarăși două mărgeluțe, cobor una și urc două pe cealaltă parte. Iarăși două și tot așa lucrez la mărimea potrivită ce fel de șnur folosesc. Trebuie făcută de mare. Am lucrat 7 rânduri și acum o prind înapoi cu o mărgea. Firul este pe dreapta, tot pe aceeași parte introduc aici o mărgea și apoi pe cealaltă parte și astfel fac închiderea aici. Și mai trec iarăși prin mărgeaua de bază de unde am pornit, aceasta roșie. Și încă o dată, apoi trec firul prin mărgele să întăresc bine, fac câteva treceri. Cu grijă, nu forțați dacă nu intră prin mărgele.
înainte și înapoi prin ele. Apoi tai și aceasta este steluța mea cu motiv de iarnă, cu brad, cu floarea Crăciunului roșu în centru. Sper să vă placă și vouă să lucrați. Vă rog să distribuiți acest film și să vă abonați dacă nu ați făcut-o la canalul meu de YouTube pentru a fi notificați la următoarele tutoriale. Pe curând!